Începând de astăzi, locuitorii municipiului Deva au la dispoziție mai multe trotinete electrice, cu ajutorul cărora vor putea să se deplaseze prin oraș într-un mod mai eficient și mai prietenos cu mediul înconjurător. Aceste mijloace de transport se vor regăsi în mai multe cartiere din Deva, precum Goștu, Dorobanți, Progresul, Dacia sau în centrul vechi. Administrația publică locală a îmbrățișat această propunere în contextul în care se dorește ca în Deva să fie achiziționate și autobuze electrice. Am semnat un parteneriat cu o firmă mare, una din cele mai mari din România, firma Lime, care a implementat acest sistem în marile orașe din țară și iată că a venit și rândul municipiului Deva. Este vorba de 120 de trotinete electrice în 24 de locații în fiecare cartier din municipiul Deva, câte 5 trotinete per locație. Deci în total 120 de trotinete electrice. Încurajăm în acest fel transportul alternativ, ecologic și îi așteptăm pe deveni de la mic la mare să circule de astăzi cu trotinetele electrice. Pentru a utiliza trotinetele electrice, cei care doresc să folosească această alternativă de deplasare trebuie să descarce aplicația, să localizeze o trotinetă de pe hartă și să o deblocheze cu simpla atingerea unui buton. Pentru a încheia cursa, călătorii trebuie să urmărească instrucțiunile din aplicație și să parcheze trotineta responsabil. Adolescenții din Deva se declară mai mult decât încântați de noile achiziții. Mi se pare o idee foarte bună, chiar foarte bună, și mai ales pentru tinerii, care va fi mult mai ușor să se meargă dintr-o parte în alta a orașului. O vei folosi? Da, da, chiar o voi folosi. Mi se pare o idee chiar foarte inovativă, adică au și orașele mari de la noi din țară și na, zic că era cazul să vină și la noi această invenție și, nu știu, acum încercăm și noi pentru prima dată să vedem cum e. Nu le-am mai încercat, mi se pare ceva modern, tot așa inovativ, care, na, era timpul să apară. Cred că era nevoie și cred că o să fie chiar folositoare pentru tinerii din oraș. Te gândești să le folosești, poate să mergi la școală sau să pleci de la școală, de ce nu? Da, chiar mă gândesc și acum vreau să încerc și eu pentru prima dată. Pentru a debloca o trotinetă electrică trebuie să achiziți 2 lei, iar fiecare minut de mișcare costă 0,68 de lei. Compania care se ocupă de aceste trotinete va oferi și 4 tipuri de abonamente cu reduceri de până la 50% față de prețul de bază, respectiv deblocări nelimitate gratuite pentru o lună, care costă 9 lei, curse nelimitate pentru o oră, care costă 18,99 lei, curse nelimitate pentru o zi de aproape 37 de lei și curse nelimitate pentru 3 zile, în valoare de 105 lei.